Înțeles că a zis ceva de noastră. Cineva drag s-a gândit din depărtare să-ți fac o surpriză. Îți dai seama din partea cuie cu surpriză? Sandra, vii și lângă mine? Uite, mănica ți-a transmis de un ursuleț. Poți să-l iai? Așa. Azi nu este ziua doar lui Andrei. Țineți-i baloanele. Așa. Torta. Hai să facem un două. Așa. Baloane. Ia-ți-o cineva baloane. Și avem un tablou cu poza ta. Asta este pentru tine. Acum să mămica și întreaga ta familie are și un mesaj pentru tine. Andrei, astăzi este ziua ta de naștere. În urmă cu 10 ani am devenit părinți. Eram atât de fericiți. Noi, familia ta, te adorăm, te iubim și multă fericire îți dorim. Scumpul meu copil, îmi este greu acum că sunt departe de casă și nu pot să te strâng la piept. Această felicitare din departare și îți dorim să mergi în viață pe drumul cel drept. Să ai o copilărie frumoasă, să ai noroc și sănătate. La această felicitare se alăture scumpa ta surioarele Alexandra și dragul nostru tăchit Vitalie. Să fii cel mai fericit, Andrei, și să ai succes în toate. Ai un mesaj să-i transmiți mămicei și tatălui tău? Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc pentru cadou. Crești mare, Andrei, fii sănătos și tu, am mulți ani, fii sănătos. Noi toți îți dorim să fii sănătos, să ai succes la școală, să fii sănătos, să fii fericit și să ai copilărie frumoasă. La mulți ani! Da, cine să trăiască la mulți ani, la mulți ani. Bravo! Doar tu și eu, dar spre dimineață lasă-mă să-i trag un pui de somn, indiferent unde am să dorm.